Ce reprezintă fiecare tatuaj pentru tine? Și care e cel mai important, de fapt? Na, toate sunt importante, pentru că toate îmi plac, toate au o poveste și toate mă reprezintă. Am avut un accident și am vrut să acopăr o cicatrice și doctorul mi-a recomandat, fă-ți un tatuaj. Și m-am apucat aici, pe braț. Ăsta a fost primul. Deci, de 8 ani și este o geisha, pentru că am văzut eu filmul ăla, Memoriile unei geishe, și m-a marcat, mi se pare cea mai frumoasă poveste de dragoste și am fost atrasă de lumea asta a geishelor, știi? O lume atât de colorată și frumoasă. Îmi spuneai că este povestea unui accident, povestea unei cicatrici. Da, care, ce s-a întâmplat? Uite, chiar se vede, nu știu dacă se mai vede cicatricea. Uite că m-a lovit o mașină pe trecerea de pietoni, nu m-a văzut, era o mașină parcată fix pe trecerea de pietoni și eu am trecut prin fața mașinii și nevăzându-mă, m-a agățat fix cu oglinda. Deci mi-a dat cu oglinda peste cot. Și 80 la oră, fier peste os, n-a fost așa plăcut. Bine, eu nu mi-aduc aminte nimic, am rămas inconștientă și m-am trezit în spital după 2 zile, ca în filme. Da, a fost nașpa. Și toată mâna, deci operată aici, cu tije, cu alea, a fost complicat. Eu mi-aduc aminte cum încercam să trec strada și nu vedeam dacă vine mașină sau nu. Deci nu puteam să mă asigur și am zis ce fac acum. Și m-am dat puțin așa să văd dacă vine mașină, să pot să trec strada. Și cum m-am dat eu așa, direct m-a izbuit, ai înțeles? M-am învârtit de la impactul ăla și am căzut direct, am dat cu fruntea de asfalt. Și noi aici avem memoria și de-aia am rămas inconștientă. De-aia m-am trezit eu în spital după 2 zile ca în filme și primul lucru când m-am trezit, zic, mamă, sunt în spital, ce fac aici, știi? M-am dat jos din pat, m-am uitat în oglindă și ce crezi? M-am uitat în oglindă și am țipat. Am zis, nu m-am recunoscut, știi de ce? Pentru că am căzut cu fruntea și am făcut aici o contuzie și sângele mi-a curs la ochi și aveam tot ochiul ăsta vânăt. Vă dați seama cum ardeam cu un ochi vânăt, nici nu m-am recunoscut. Și au venit doctorul și au zis, hai că trebuie să te operezi la mână. Când m-am uitat, era mâna asta bandajată, nici nu observasem. Și ce, da, vrei să mă operi? A, acum vrei? Zic, da, de ce? Înainte n-am vrut. Auzi, 2 zile s-au rugat de mine de la șoc, probabil. Eu nu mi-aduc aminte nimic. N-am vrut să mă operez. Și da, m-au băgat tranquilizate să dorm, că aveam dureri, nu știu ce. Și ce, da, să-ți anunți și tu părinții, știi, că te operezi. Zic, da. Păi și cum dai de ei, tocmai în Ucraina? Zic, unde? Păi nu ești din Ucraina? Păi cum că nu așa ne-ai zis? Nu știu, le-am zis la doctor că sunt din Ucraina. Accidentul a fost mai nașpa. Da, știi cum e. Sunt niște palme. Eu am primit palma asta că eram cam, gândeam cam, cum să zic eu eram realistă, știi? Dar eram cam negativistă, de fapt, știi? Normal trebuie să vezi partea întotdeauna și jumătatea plină a paharului. Și din accidentul ăsta mi-a schimbat mentalitatea și viața mea a devenit frumoasă, știi? Deci este un, cred că sunt niște hopuri, niște, nu știu, niște palme. Să schimb ceva, că nu e ok bine, știi, ceva. Eu greșeam acolo la percepție. M-am dus la doctor estetician și am zis, se poate opera, să-mi dispară, știi? Și mi-a zis, nu prea, că la tine lipsește carne, știi, nu e doar pielea, e distrus și țesutul. Și mi-a zis, mai încearcă, uite, el mi-a recomandat, du-te și fă-ți un tatuaj. Și mi-am făcut o prostie la început, că nu știam ce să-mi fac, după care am făcut cover și de-aia nu arată așa wow, dar totuși arată bine tatuajul. A fost și primul tău tatuaj? Da, primul. Ți-am zis că nu mă gândeam să-mi fac. După ce m-am vindecat și m-am externat din spital, m-am dus și eu la locul accidentului, eram foarte curioasă, știi? Na, cum, nu știu, să fac reconstituirea gena accidentului, am avut eu în minte. Chiar aici în București, știi? Pe strada expoziției am avut accidentul. Și ce crezi, erau fix două cruci acolo, știi? Și când m-am uitat, zic, uite mă, au murit în același loc unde puteam să mor și eu. Chiar mă gândeam, zic, cum ar fi să mai fie încă o cruce? Zic, bine, ce noroc am avut, Doamne, nu m-ai luat, știi? Și m-am uitat acolo, am citit și o dată, acum să numeau. Și ce crezi, asta a fost, mi se pare, coincidența destinului, nu știu, prea de tot. Și oricum eu nu cred în coincidențe, deci era fix aceeași dată și zi, deci era fix eu pe 21 decembrie, am avut accidentul, fix scrie acolo 21 decembrie, doar că era anul diferit. Deci copiii ăia au murit fix în aceeași dată și în aceeași zi și în același loc. Șoc. Deci mi-o am rămas sincer marcată și am zis, uite frate, cum e viața asta, nu, chiar nu există coincidențe. Totul. Ei au fost, cum spuneai tu mai devreme. Așa am gândit că au fost îngerii mei păzitori și chiar m-au salvat, știi, au vrut să nu am aceeași soartă ca ei. Te-a marcat experiența asta? Da, a fost
fost prima și singura palmă până acum. Bine că n-am mai avut și azi.